2008 la ideea și inițiativa domnului profesor Constantin Parascan, care s-a născut chiar aici, a apărut ideea înființării Fundației Culturale Urmașii Răzeșilor Găzari. O idee nemaipomenită, care a fost îmbrățișată de către noi, de administrația locală și de către sătenii de aici. După înființarea Fundației Culturale, s-au creat colective de cercetare, colective care au fost formate din cadre didactice și personalități ale zonei de pe Valea Tazlăului Sărat, din comunele Zemeș, Măgirești, din orașul Moinești, din comuna Poduri și comuna Ardeoani. În 2014 s-au găsit fonduri pentru construirea acestui muzeu. Arhitectura aparține unui grup de arhitecți conduși de doamna profesor universitar Irina Bliuc și îl menționez pe domnul arhitect Alin Corduban, care ulterior au devenit și cetățeni de onoare ai Comunei Măgirești, și s-a construit acest muzeu. În 2015 actorul Florin Piersic, îndrăgitul actor și prieten al nostru Florin Piersic, inaugurează acest muzeu. Este gândit de domnul profesor Constantin Parascan, Răzeș Găzari și Muzeul Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat, și arată că aici au trăit dintotdeauna răzeși, aici au, odată cu exploatarea țițeiului, sătenii au avut îndeletnicire de bază, transportul și comercializarea produselor petroliere și derivate.